În decursul prea multelor mele conferințe, am observat că se preferă aspectele personale celor generale, concretul, abstractul. În consecință, voi începe referindu-mă la modesta mea orbire personală. Oamenii și imaginează pe orbi închiși într-o lume întunecată. Iar este un vers al lui Shakespeare care spune "Looking on the darkness which the blind do see", privind la obscuritatea pe care o văd orbii. Iar dacă prin obscuritate se înțelege beznă totală, versul lui Shakespeare este fals. În mod cert și contrazicând versul amintit, două dintre culorile pe care orbii nu le mai văd sunt negru și roșu. Le rouge et le noir sunt culorile care ne lipsesc. Pe mine, care înainte aveam obiceiul să dorm într-un întuneric de plin, m-a jenat multă vreme această lume de pârclă, verzuie sau albăstruie și vag luminoasă, care este lumea orbului. Așadar, lumea orbului nu este noaptea pe care o presupun oamenii. Bineînțeles, eu vorbesc în numele meu, al tatălui meu și al bunicii mele, care au murit orbi. Orbi, surzători și curajoși. Iar eu sper să mor asemenea lor. Firește, orbul trăiește într-o lume destul de incomodă, o lume nedefinită, din care izvorăsc niște culori. Pentru mine, predominantă, continuă să fie culoarea galbenul, albastrul, verdele. Albul a dispărut, ori se confundă cu griul. În ceea ce privește roșu, el a dispărut complet. Dar sper că odată, urmez un tratament, voi putea vedea această măreață culoare, această culoare ce strălucește de asemenea în poezie și care poartă nume atât de frumoase în multe limbi. Eu trăiesc în această lume de culori și dacă vorbesc despre modesta mea orbire personală, o fac deoarece nu o consider o orbire absolută. În al doilea rând, o fac pentru că este vorba de mine. Iar cazul meu nu este în mod special dramatic. Dramatic este cazul acelora care își pierd brusc vederea. Ori la mine este vorba de un crepuscul lent, o pierdere lentă a vederii, proces care a început de când am început să văd, adică din 1899 și care a continuat până acum. A fost un crepuscul lent, așa cum am spus, dar pentru intențiile acestei conferințe trebuie să caut un moment patetic. E bine, acest moment a fost atunci când am înțeles că mi-am pierdut vederea. Vederea mea de lector și de scriitor, când am înțeles că bucuria de a scrie îmi era de atunci înainte oprită. Era în anul 1955. În viața mea eu am primit multe și poate nemeritate onoruri, dar unul dintre ele m-a bucurat mai mult decât oricare altul, și anume onoarea de a fi numit director al Bibliotecii Naționale. Astfel că, iată, m-am văzut numit director al Bibliotecii Naționale și m-am întors în acea casă din Montserrat, în cartierul de Sud, despre care păstram atâtea amintiri. Eu niciodată nu visasem posibilitatea de a fi director al bibliotecii. Eu aveam amintiri de alt ordin. Tatăl meu, care era profesor de psihologie, cirea o carte de Bergson sau de William James, autorii săi preferați, sau de Gustav Spiller. Iar eu, prea timid pentru acele o carte, căutam un volum din enciclopedia britanică sau din enciclopediile germane, de Brockhaus sau Conversation Lexicon de Mayer. Căutam la întâmplare, scoteam un volum din rafturile laterale și citeam. Îmi amintesc de o noapte în care m-am văzut foarte recompensat, deoarece am citit 3 articole despre Steiner, despre druizi și despre druzi. Druizi, preoți ai vechilor celți, nota traducătorului. Un cadou al literelor DR. Eu știam apoi că în casa aceea sta Groussac. L-aș fi putut cunoaște personal, dar eu eram pe atunci, pot spune, foarte timid, aproape tot atât de timid ca acum. Numai că atunci eu credeam că timiditatea era ceva foarte important. Iar acum știu că timiditatea este una din relele pe care trebuie să încerci să le depășești și că realmente a fi foarte timid nu are mare importanță, cum de altfel nu au atâtea lucruri din viață și cărora unii le acordă însemnătate exagerată. Deci, am primit numirea de director al Bibliotecii Naționale la sfârșitul anului 1955. Mi-am luat funcția în primire, am întrebat despre numărul volumelor, mi s-a spus că era în jur de 1.000.000. În realitate, am constatat că erau 900.000. Atunci am început să înțeleg strania ironie a faptelor. Eu m-am imaginat întotdeauna paradisul sub forma unei biblioteci. Alte persoane consideră că ar fi o grădină, alții și-l pot închipui ca un palat. Eu l-am imaginat întotdeauna ca pe o bibliotecă. Și aici mă aflu eu. Eram într-un fel centrul celor 900.000 de cărți în numeroase limbi și în același timp mi-am dat seama că abia puteam să descifrez coperțile și structura cărților. Atunci am scris acea poezie intitulată Poemul Darurilor, care începe astfel: Nimeni să nu reducă la lacrimi și reproșuri această demonstrație de măestrie a Domnului Carului. Cu magnifică ironie i-a dat în același timp cărțile și noaptea. Aceste două daruri care se contrazic, multe cărți și în același timp noaptea, incapacitatea de a le citi. Am scris acest poem în care m-am referit la Groussac, deoarece Groussac a fost de asemenea director al bibliotecii și a fost de asemenea orb ca și mine, cu excepția faptului că Groussac a fost mai curajos. Da, Groussac n-a scris niciun poem, dar m-am gândit că, fără îndoială, existau momente în care viețile noastre coincideau, de vreme ce amândoi eram ori și amândoi iubeam cărțile. Ei, el însă a onorat literatura cu cărți mult superioare alor mele. În fine, amândoi eram oameni de litere și străbăteam această bibliotecă mare, mare, cu cărți interzise. Interzise nouă, interzise ochilor noștri întunecați. O bibliotecă cu cărți albe, de cărți fără litere. Atunci am scris poemul despre această ironie a Domnului, care ne-a dat amândorura cărți și umbră. Și la sfârșit m-am întrebat, care din amândoi a scris acest poem al unui eu plural și al unei singure umbre? Așadar, am gândit eu, acest poem l-a creat de asemenea și Groussac. Numai că el a fost mai curajos decât mine și nu l-a scris. Când am compus acest poem, ignorasem o circunstanță care era, desigur, foarte importantă. Eu nu știam că a fost și un al treilea director al bibliotecii, de asemenea om, Jose Marmoni. Iată avem, deci, numărul 3, care, într-un fel, pare să închidă problema. Căci dacă doi ar fi putut fi doar o coincidență, 3 înseamnă deja o confirmare. O confirmare de ordinul 3, o confirmare într-un fel misterioasă. Iată așadar, suntem 3 persoane care am avut același destin. În afară de aceasta, mă emoționa faptul, de ce nu l-aș menționa acum, din moment ce constituie o temă la care îmi face plăcere să revin, că biblioteca se afla situată în cartierul Montserrat, în sud. Pentru toți, porteños, sudul este, într-un fel, centrul secret al orașului Buenos Aires. Nu celălalt centru, puțin cam ostentativ, pe care îl arătăm turiștilor. Nu. Sudul. Sudul devenise centrul secret și modest al capitalei. Dacă eu mă gândesc la Buenos Aires, mă gândesc la Buenos Aires pe care l-am cunoscut când eram mic. Buenos Aires cu case joase și cu ferestre cu săprele. Buenos Aires cu tradiționalele curți, cu fântâni, cu câte o broască țestoasă în el. Și acesta așa era tot orașul. Acum, câte ceva din acest Buenos Aires se mai păstrează doar în cartierul de sud. Astfel, lucrând la bibliotecă, eu am simțit că, într-un fel, mă întorceam în cartierul tinereții mele. Mă întorceam în sud. Și când am constatat că aici se aflau cărțile, despre care mă interesam de la prietenii mei, mi-am amintit o frază a lui Rudolf Steiner din cartea sa asupra antroposofiei. Atunci când ceva se termină, spunea el, trebuie să ne gândim că ceva începe. Sfatul era salutar, dar destul de dificil de realizat. Totuși, dacă știm ce am pierdut, totodată vom ști ce avem de câștigat după aceea. Atunci eu am luat o hotărâre. Mi-am spus, din moment ce am pierdut lumea iubită a aparențelor, trebuie să creez altceva. Va trebui să creezi ceea ce se întâmplă în lumea vizibilă, pe care, de fapt, eu am pierdut-o. Mi-am amintit atunci de o carte pe care o aveam în casă. Eu eram profesor de literatură engleză la Facultatea de Filozofie și Litere a Universității. Dar ce puteam face eu pentru a învăța pe studenți această literatură aproape infinită? Această literatură care, fără îndoială, depășește posibilitatea de a fi cuprinsă într-o viață de om sau de generații. Ce puteam face eu în 4 luni argentiniene de aniversări și greve pentru a învăța literatura engleză? Am făcut atunci tot ce am putut pentru a cultiva dragostea față de literatura engleză, evitând în limita posibilului date și nume. Au venit apoi tinerii care au absolvit examenul și le-am spus: am o idee grozavă. Acum, când eu mi-am îndeplinit datoria de profesor, ar fi mai interesant dacă am trece să studiem o limbă și o literatură pe care abia o cunoaște. Și care ar fi această literatură, m-au întrebat studenții. Firește, limba engleză și literatura engleză de care ne-am ocupat, le-am spus eu. Hai să începem să studiem acum, că ne-am eliberat de frivolitatea examenilor. Hai să începem de la origini. Mi-am amintit că în casă aveam 2 cărți pe care le-am putut găsi deoarece le pusesem pe raftul cel mai de sus, gândind că nu mai vor fi necesare vreodată. Erau cartea de lectură a lui Swift și cronica anglosaxonă. Amândouă aveau o glosare. Astfel că, într-o dimineață, ne-am reunit la Biblioteca Națională. Eu gândeam: bine, bine, am pierdut lumea vizibilă, dar am câștigat o altă lume. Am să câștig o altă lume. Am să câștig lumea înaintașilor mei. Înaintașilor mei de demult, acele triburi, acei oameni care au traversat vâslind mările furtunoase ale Nordului și care din Danemarca, din Germania și din țările de jos au ocupat Anglia, numită așa de ei, căci Englalam, pământul anglilor, înainte se chema pământul britanicilor, care erau cefi. Saxonii, ca și scandinavii, foloseau 2 litere runice pentru a desemna cele 2 sunete. F, cum ar fi thing, să spunem, și the, care dădeau un aspect misterios paginii scrise. Eu nu puteam vedea aceste litere, dar am cerut să mi le deseneze foarte mari, foarte mari pe o tablă. Și astfel am putut avea o imagine suficient de exactă despre ce reprezintă cele 2 litere runice anglosasone și islandeze. Ne întâlneam cu o limbă ce mi se părea complet distinctă de engleză, mai asemănătoare cu germană. Și s-a întâmplat ceea ce se întâmplă întotdeauna când se studiază o limbă nouă. Și anume, fiecare literă se detașează, ca și cum ar fi gravat, ca și cum ar fi un talisman. De aceea versurile într-o limbă străină, în original, au un prestigiu. Au un prestigiu pe care nu-l pot avea tradus în nicio altă limbă. Pentru că se aud, pentru că se văd fiecare în parte. Omul se gândește la frumusețea sau la forța lor sau pur și simplu la uimitoarea ciudățenie a cuvintelor. Amintiți-vă că noi nu știam nimic despre această limbă saxonă, că o citeam cu lupa, că fiecare cuvânt era un fel de talisman pe care îl recuperam. Apoi am întâlnit două cuvinte. Este adevărat, eu eram bătrân și ei erau tineri. Iar eu gândeam totodată, mă întorc la limba pe care o vorbeau strămoșii mei acum 50 de generații. Mă întorc la acea limbă, o recuperez. Deci, așa a început studiul limbii anglosaxone, la care am putut accede datorită vorbirii. Încă și astăzi am memoria plină de versuri elegiace și epice anglosaxone. Aș putea repeta două dintre ele și dumneavoastră veți vedea că pe nimeni nu-l interesează dacă au fost scrise cu mult timp în urmă. Unul este de la începutul secolului al VIII-lea sau sfârșitul secolului al VII-lea și spune: călătorim departe prin puterea oceanului. Iar celălalt, tu, ca tovarăș, ești durere și dorință. Aceste două versuri, admirabile, romantice, ne dovedesc că școlile literare, romantismul, clasicismul, barocul sau oricare ar mai fi, sunt simple invenții ale istoricilor literari care nu simt poezia, căci poezia este aceeași și este eternă. Acele versuri sunt frumoase și aspre, așa cum au fost frumoase când le-a spus un poet necunoscut în Northumbria, acum mai mult de 10 secole. Fapt este că eu am reușit să obțin ceea ce am dorit. Cu alte cuvinte, eu am înlocuit lumea vizibilă cu ceva deosebit, cu lumea auditivă. Am înlocuit-o cu lumea limbii anglosaxone. Și după anglosaxon am trecut la altă lume, mai bogată și anterioară, bineînțeles, lumea literaturii scandinave. În sfârșit, important este faptul că orbirea nu a fost pentru mine o disperare, dat fiind că pierderea vederii a fost la mine, cum am mai spus, un lent crepuscul și totodată începutul a ceva nou. Am scris apoi o carte intitulată Literaturile germanice medievale și am mai scris multe poeme bazate pe aceste teme și, înainte de toate, m-am bucurat de aceste literaturi. Așadar, eu nu m-am lăsat cuprins de lașitate din cauza orbirii. În afară de asta, editorul meu mi-a dat o știre excelentă. Mi-a spus că dacă eu îi dădeam 30 de poeme în răstimp de un an, el ar putea publica o carte. Foarte bine, dar 30 de poeme înseamnă o serioasă disciplină, mai ales că trebuie să dictezi versurile neputând să le scrii. Dar, în același timp, înseamnă și o suficientă libertate, căci este imposibil ca într-un an să nu apară 30 de ocazii pentru poezie. De atunci, am continuat să public cărți. Cu alte cuvinte, orbirea n-a fost pentru mine o nenorocire totală. Eu cred că orbirea nu trebuie privită cu patetism. Eu cred că orbirea trebuie considerată un mod de viață. Ca unul din modurile de viață, multele moduri de viață ale oamenilor. Orbirea are de asemenea avantajele sale. Eu datorez umbrei anglosaxona, îi datorez modestele mele cunoștințe de islandeză, îi datorez bucuria atâtor rânduri, atâtor versuri, atâtor poeme și de a fi scris o carte intitulată cu o anumită falsitate, cu o anumită înfumurare, Elogiul umbrei, în care eu elogiam orbirea mea, deoarece am înțeles că nu a fost în totalitate un rău.